ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Traficul aerian a fost dat peste cap azi dimineață din cauza unei alerte false cu bomba pe aeroportul internațional Chișinău. Mai multe curse au fost amânate. Podul de pe strada Mihai Viteazul intră în reparație. Acesta va fi reconstruit pe etape începând cu luna iulie, iar cât vor dura lucrările deocamdată nu este clar. Ucraina anunță că și-a retras trupele din Lisiciansk pentru a salva viața soldaților săi. Kievul afirmă însă că nu renunță la niciun teritoriu și că va recuceri toate orașele capturate de ruși. Au fost întârziere astăzi dimineață pe aeroportul Chișinău în urma unei alerte false cu bomba. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați, iar oamenii legii au inspectat clădirea timp de 3 ore. În urma verificărilor nu au găsit obiecte explozibile, iar poliția caută acum făptașul. Mai bine de 2 ore accesul în aeroport și în parcarea acestuia a fost restricționat. Zeci de polițiști au inspectat clădirea, iar în tot acest timp toți pasagerii și angajații au fost evacuați. De dimineață au fost zboruri spre Istanbul, București și Antalya. Din cauza alertei cu bomba, avionul spre Istanbul, care urma să decoleze la 9:50, a rămas la sol. Cei mai nemulțumiți au fost pasagerii care aveau conexiuni. De exemplu, acești doi bărbați urmează să ajungă în SUA. И пересадка в Истанбуле. И летим в Штаты, в Сиэтл. И не знаем, успеем, не успеем. Придется, наверное, ночевать в Стамбуле. Надеемся, аэропорт, покроет наши затраты, если что. Прождали уже почти 2 часа. И сказали, что аэропорт полностью заминирован. Но сейчас вот сказали, нас впустили. Надеемся, что мы не опоздаем на наш самолет. Если сейчас все сместится, то, наверное, мы... Apăzăm, ne să ne nadă bilete pericuplate. Și cursa spre București a fost amânată cu 1:30. Aeronava, care ar fi trebuit să decoleze la 9:30, a zburat la 11:00. Cât timp polițiștii au inspectat clădirea, pasagerii avioanelor care au aterizat au rămas la bord. Această femeie și aștepta soțul. Sidiți aici. Часа 2, точно. А ваш полет не опаздывает? Муж должен, но он сел, но пока сидит в самолете. Он уже давным-давно должен был даже выйти. Potrivit oamenilor legii, în jurul orei 7, polițiștii de frontieră din punctul de trecere aeroportul internațional Chișinău au primit un mesaj pe mail despre o posibilă minare a aeroportului. De la o persoană care se încearcă acum de identificat. La moment nu deținem informația cu privire la... Cine a expediat mesajul, se întreprind toate măsurile necesare. În urma verificării clădirii, specialiștii nu au găsit obiecte suspecte sau explozibile. Conform legislației, individul care a făcut apelul riscă amendă sau închisoare de până la 2 ani. Potrivit poliției, pentru fiecare alertă falsă, statul cheltuie cel puțin câte 15.000 de lei. În funcție de complexitatea acțiunilor de verificare, suma ar putea ajunge la 10.000 de lei. La 3 ani de când podul de pe strada Mihai Viteazul din capitală a fost supus expertizei, care a arătat că viaductul trebuie reparat urgent, autoritățile anunță că acesta va intra în reparație abia acum. Lucrările vor fi efectuate de 3 companii, una din Ucraina și 2 din Moldova, pentru care din bugetul municipal s-au alocat peste 100 de milioane de lei. Reparația integrală va avea loc în 2 etape, astfel încât circulația să fie posibilă pe o direcție de mers. Podul, care are mai bine de jumătate de secol, nu a fost reparat capital niciodată. În timpul circulației, acesta vibrează puternic, iar traficul intens favorizează erodarea asfaltului. În plăcele de beton s-au creat găuri destul de mari, care îngrijorează șoferii, dar și pietonii. O mică neatenție și te poți pomeni cu picioarele în aceste fisuri. E un pericol mai ales pentru bicicliști, fiindcă ei dacă merg pe marginea drumului acolo sau nu pe trotuar, fiindcă trotuarul e foarte îngust, au șansa reală să deie cu roata în găurile celea și să strici bicicletele, să rănească pe ei însăși. Eu nu circul des pe podul acesta, dar știu că nu este așa cum trebuie să fie. Podul reprezintă un adevărat pericol atât pentru șoferi cât și pentru pietoni, afirmă conducătorii auto. Trebuie reparat, sunt foarte multe fisuri și chestia asta e securitatea noastră a tuturor șoferilor, a tuturor orășenilor. Cu cât mai puțin se atrage atenție, el se uzează, dar torentul de transport e foarte mare aici. Este pasiune, nu numai la acest most, eu cred că tot mostul care...
Da, de Izmail, tot samă, tăcum și stăianie, nu luce. Podul de pe strada Mihai Viteazul trece peste râul Bâc, strada Albișoara și peste liniile de cale ferată, având o lungime de aproape 300 de metri. Construcția variată va intra în reparație la sfârșitul acestei luni, după ce o expertiză de acum 3 ani a arătat că el necesită să fie reabilitat urgent. Lucrările urmează să demareze în decursul unei luni de zile, perioada în care agentul economic urmează să facă toate pregătirile în șantier. Se planifică mobilizarea, strămutarea rețelelor inginerie și de tracțiune, apoi lucrările la elementele de suprastructură. Lucrările vor fi efectuate de 3 companii, una din Ucraina și altele 2 din Moldova. Firmele au fost desemnate câștigătoare în urma a 5 licitații, dintre care 4 au ieșuat. În cadrul procedurii de licitații, câteva agenți economici și-au adjudicat anumite tipuri de lucrări. O companie și-a adjudicat lucrările de potare asfaltului, o altă companie electrică s-a anunțat implicată în lucrările de rețeaua de contact, scoaterea ei, modernizarea și inclusiv pozarea rețelei de contact în transportul electric, iar compania ce s-a expus să implementeze tehnologii și lucrări de reparație nemijlocită a elementelor de portanță potă. Reparația integrală va avea loc în 2 etape, astfel încât circulația să fie posibilă pe o direcție de mers. Lucrările vor dura mai bine de 2 ani, spun responsabilii. Pentru reparația integrală din bugetul municipal s-au alocat peste 100 de milioane de lei. Săptămâna aceasta vor începe și lucrările de expertizare și proiectare a podului de pe strada Izmail, pentru care s-au alocat 2,9 milioane de lei din bugetul primăriei, iar în câțiva ani ar putea începe și reparația acestuia. În Chișinău sunt 20 de poduri. Anterior, specialiștii au stabilit că cele de pe strada Izmail, Mihai Viteazul și de pe bulevardul Grigorie Vieru sunt într-o stare proastă și necesită reparații urgente. Viaductul de pe Grigorie Vieru a fost reparat parțial, iar acolo deocamdată vor avea loc doar lucrări de întreținere. Fermierii din țară se plâng că vor avea parte de o recoltă săracă anul acesta din cauza secetei din ultima perioadă. Astfel ei spun că vor fi nevoiți să-și vândă grâul, porumbul și semințele de floarea soarelui la un preț dublu sau chiar triplu. Vedeți și se vede aici. Și am ales niște grâni de astea care el încă scoc și astea pe perioadă de vreo 10 zile, pare, încă vreo 10 zile el este. Dar spunem așa, noi am rămas cu 25% din schimb. Nu doar seceta e de vină, majorarea prețurilor la carburant și la pesticide la fel vor influența prețul final al cerealelor. Detalii aflați la știri. Autoritățile de la Chișinău sunt în căutare de noi spații pentru trierea și internarea pacienților infectați cu COVID, asta pentru că se atestă o creștere a îmbolnăvirilor, anunță șeful Direcției Sănătate a Primăriei. Rămânem îngrijorați referitor la copiii internați cu COVID. Vă raportez că la ziua de astăzi, Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase pentru Copii. La acest spital a fost activat deja 2 secții care este plină, vom avea nevoie, se pare, de spații suplimentare, vom pregăti și vom avea spațiile necesare, inclusiv cu activarea altor spitale în cazuri de creștere a cazurilor COVID. Gâlcă susține că este în creștere și numărul de infectări în rândul gravidelor, iar recent s-a testat și un focar de COVID la un centru de plasament pentru refugiați ucraineni din sectorul Botanica. Săptămâna trecută în țara noastră s-au înregistrat peste 450 de cazuri de coronavirus, ceea ce constituie o creștere cu 50% față de acum 2 săptămâni. Armata ucraineană s-a retras din Lisiceansk, ultimul bastion din regiunea Luhansk, iar Rusia spune că deține controlul total în zonă. Kievul afirmă că a făcut asta pentru a salva viețile trupelor sale. După căderea orașului în mâinile rușilor, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina nu renunță la nimic și că va recuceri teritoriile ocupate temporar. Rusia se va concentra acum aproape sigur pe capturarea regiunii estice Donetsk, arată cea mai recentă evaluare a Ministerului Britanic al Apărării. După săptămâni de lupte și pierderi masive, rușii dețin controlul total asupra Luganskului. Capturarea regiunii, un obiectiv de război major al Rusiei, reprezintă o victorie politică pentru Kremlin. În aceste imagini difuzate de cecenii lui Kadyrov, ar fi prezentat momentul în care aceștia împreună cu trupele ruse intră în Lisiceansk. Liderul autoproclamatei Republicii Lugansk a numit evenimentul o zi istorică. Именно сегодня свершилось то, чему мы все так стремились долгих 8 лет. Сегодня наши войска при поддержке вооруженных сил России
освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Statul major de la Kiev a precizat într-un comunicat că armata ucraineană s-a retras din Lisiciansk pentru a salva viețile militarilor, deoarece forțele ruse dețineau superioritatea în materie de artilerie, aviație, muniție și personal. Președintele Volodymyr Zelensky a promis că va recâștiga controlul asupra zonei cu ajutorul armelor occidentale. Dacă comandarea noastră armii і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Rusia a anunțat capturarea orașului Lisiciansk la mai puțin de o săptămână după ce a cucerit orașul vecin Severodonetsk. Victoria va permite armatei ruse să-și concentreze trupele pe regiunea vecină, Donetsk, unde Kievul controlează încă porțiuni de teritoriu. În raportul de dimineață al statului major general de la Kiev se spune că militarii ruși încearcă să preia controlul asupra unor sate situate între orașul ocupat Izium din regiunea Harkov și Sloviansk, aflat sub controlul autorităților ucrainene. Sloviansk este următorul oraș în ofensiva rusă spre vest în Donbas, după luptele acerbe pentru Severodonetsk și Lisiciansk. Astăzi dimineață, forțele ruse au lovit o școală din Harkov pe care au distrus-o. Nu au fost raportate victime. 3 persoane au fost ucise și 6 au fost rănite într-un atac asupra satului Bezruki. Forțele ucrainene au difuzat imagini cu distrugerea unui depozit de armament în localitatea Snejnoe din Donetsk, precizând că a fost folosit sistemul de rachete HIMARS trimis de americani. Militarii ruși care au luptat în Lugansk ar trebui să se odihnească pentru a fi gata să cucerească alte zone ale Ucrainei. Sunt indicațiile date astăzi de președintele Vladimir Putin, după ce ministrul rus al apărării i-a raportat că ultimul oraș important din Lugansk controlat de ucraineni a fost cucerit. Успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики. В течение 2 недель окружены, ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчьяровка. Операция завершена вчера. Освобождение одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. Путин i-a dat indicații lui Шойгу să ofere premii de stat tuturor militarilor ruși care s-au remarcat în timpul luptelor. Lisiciansk, ultimul bastion al Kievului în regiunea Lugansk, a căzut sub controlul rușilor după săptămâni de lupte grele. După eșecul cuceririi capitalei Kiev, efortul de război al Rusiei s-a concentrat pe ocuparea regiunilor Donetsk și Lugansk, care împreună alcătuiesc provincia Donbas, pentru a crea un culoar care să unească estul cu sudul și peninsula ucraineană Crimeea anexată în 2014. Șeful spionajului militar ucrainean vine cu noi prognoze privind încheierea războiului. Potrivit acestuia, invazia rusă se va termina la anul, iar luna viitoare întreaga lume va vedea primele victorii ale Ucrainei. Într-un interviu pentru o televiziune americană, cancelarul german Olaf Scholz a declarat că războiul ar putea dura pentru că Putin l-a pregătit mai de mult. Буде хорошо. В серпні ви побачите, весь світ, в принципі, побачить перші перемоги України. Șeful serviciilor de informații militare ucrainene a refuzat să dea detalii. Nu vă хочете, щоб я зараз розкрив всі плани, щоб ворог прочитав, ага, отут я зараз підготуюсь. Риторично вам відповім, якщо ви аналізуєте мої вислови, чи побачили ви, щоб я хоча б раз помилився? Ні, тому ми так. Тому чекайте. Кирил Буданов a spus că la sfârșitul anului ostilitățile vor scădea în intensitate, iar în 2023 vor înceta. Cancelarul german Olaf Scholz crede însă că războiul ar putea dura mai mult, pentru că Putin s-a pregătit bine.
Ucraine. I think the decision to do this war was taken 1 year before it started, or possibly earlier, because he prepared for it, and so he will be able to continue with the war really a long time. Recent, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky le-a spus liderilor G7 că dorește ca Rusia să pună capăt războiului înainte de debutul iernii și a cerut ajutor în acest sens, la care Statele Unite au răspuns că un astfel de scenariu este nerealist. În același timp, NATO crede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va fi pe termen lung, dar alianța promite că îi va ajuta pe ucraineni să învingă. Cât ține de încheierea războiului în urma unor negocieri, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că reluarea acestora se va face abia după ce Ucraina va înțelege toate condițiile puse de Rusia și va fi de acord cu ele. Kievul anunță că președintele Volodymyr Zelensky este cel care va decide când și cum va negocia cu Moscova. Lideri din 10 de țări, organizații internaționale și sectorul privat se reunesc azi în Elveția pentru a elabora un plan Marshall pentru reconstrucția Ucrainei devastată de războiul pornit de Rusia pe 24 februarie. În cursul conferinței de la Lugano, Londra va expune un plan de susținere a țării vecine pe termen lung după terminarea războiului. Conferința de astăzi și mâine de la Lugano, Elveția, intenționează să elaboreze un fel de plan Marshall pentru Ucraina. Întâlnirea este menită, printre altele, să ofere guvernului de la Kiev ocazia de a-și prezenta planul de reconstrucție și de a-l discuta cu aliații săi. Ucraina este reprezentată la conferință de premierul Denis Șmigal și ministrul de externe Dmytro Kuleba. Președintele Volodymyr Zelensky va participa doar prin legătură video. În plus, sunt așteptate delegații la nivel înalt din alte 37 de țări, reprezentanți ai 14 organizații internaționale și sute de reprezentanți ai mediului de afaceri și societății civile, în special șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și prim-ministrii Poloniei, Republicii Cehe și Lituaniei intenționează să participe la acest forum. În cursul conferinței de la Lugano, ministrul de externe Liz Truss va prezenta planurile Marii Britanii pentru a sprijini Ucraina. Londra intenționează să urmeze exemplul Canadei și să aprobe confiscarea activelor înghețate ale rușilor pentru a transfera banii în Ucraina. One of the things we do need to do is to help the Ukrainians get their economy. Londra va sprijini în special reconstrucția orașului și a regiunii Kiev, la cererea președintelui ucrainean. Volodymyr Zelensky a declarat că reconstrucția Ucrainei după război va fi cel mai mare proiect economic în Europa. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України, безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції, мільярди, нові технології, передовий досвід, нові instituții, zvâcheină reforme. Potrivit lui Zelensky, teritoriul format din 10 regiuni a fost afectat de lupte de la începerea invaziei ruse la 24 februarie, iar 2610 localități se află încă sub ocupație rusă. Majoritatea dintre ele au nevoie să fie reconstruite. Sute dintre ele au fost distruse complet și trebuie construite de la zero. Banca Europeană de Investiții propune o structură de finanțare folosită anterior în timpul pandemiei COVID-19 pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei, cu investiții de până la 100 de miliarde de euro. Fondul ar urmări să aibă o contribuție inițială de 20 de miliarde de euro din partea țărilor UE și a bugetului UE, sub formă de granturi, împrumuturi și garanții. Propunerea BI urmează să fie prezentată astăzi în Elveția, după care Comisia Europeană trebuie să-și dea avizul, iar apoi statele UE ar urma să decide dacă vor contribui sau nu la fond. Când în țara s-a început războiul și a luat copilul și a fugit în Moldova, iar fără asta mult pe gânduri și a reluat viața. Vorbim despre o ucraineancă din Dnepropetrovsk, care de mai bine de o lună s-a angajat în calitate de asistentă medicală la Spitalul Republican Timofei Mușneaga din capitală. Я була настроєна, щоб почати от з чистого листа все, і, возможно, даже я не рассматриваю варіант назад вернуться по окончанию війни. Для мене це другой опыт, другая жизнь. Мне тут все очень нравится. Я себя очень комфортно чувствую, как будто дома. Medicina, IT sau afaceri sunt doar câteva dintre domeniile în care s-au angajat ucrainenii refugiați la noi. Cunoașteți în câteva minute la știri. Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, alături de un ex-viceguvernator, vor compărea pe banca acuzațiilor, fiind învinuiți de escrocherie și spălare de bani. Procurorii anunță că au încheiat urmărirea penală într-un episod din dosarul fraudei bancare, iar acesta urmează să fie transmis în judecată. Vizat mai este și un alt subaltern de-a lui Drăguțanu, care nu se află în țară, iar urmărirea penală în privința acestuia nu a putut fi finalizată. Potrivit procurorilor, Drăguțanu, împreună cu cei doi, ar fi acționat în complicitate în interesul lui Vlad Plahotniuc, care a fost declarat beneficiarul principal al fraudei bancare.
Procurorii anunță că au finalizat urmărirea penală pornită acum 8 ani în care fostul guvernator BNM Dorin Drăguțanu, dar și un ex-guvernator sunt învinuiți de escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare. În dosar mai figurează și un alt subaltern de-a lui Drăguțanu, în privința căruia urmărirea penală nu a putut fi încheiată, întrucât acesta nu se află în țară. În perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alți doi viceguvernatori, acționând în interesele organizației criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național. Oamenii legii mai spun că bănuiții au acționat atât în interesul lui Vlad Plahotniuc, cât și în favoarea lui Veceslav Platon, a fostului deputat democrat Vladimir Andronache, dar și a deputatului Fugari Lanșor. Ultimul, la rândul său, controla pe atunci prin persoane interpuse băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, spun procurorii. Guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatori ai săi, au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate, a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci. Asta le-a permis, potrivit oamenilor legii, membrilor organizației criminale să fure peste 2 miliarde de lei. Astfel, procurorii au aplicat sechestru pe bunurile lui Dorin Drăguțanu și a celor doi foști viceguvernatori ai BNM în valoarea de aceeași sumă. Pentru escrocherie, bănuiții riscă să stea până la 15 ani după gratii, iar pentru spălare de bani până la 10 ani și amendă de aproape 1 milion de lei. Deși fostul guvernator nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție, procurorii spun că acesta se află în țară. Dorin Drăguțanu a fost reținut fiind bănuit în dosarul fraudei bancare încă acum 2 ani, iar mai puțin de o lună a fost plasat în arest la domiciliu, după care a fost eliberat. Un bărbat de 71 de ani a ajuns la terapie intensivă după ce s-a răsturnat cu mașina de câteva ori. S-a întâmplat la Slobozia, în stânga Nistrului, iar accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere a traficului rutier. Din imagini se vede cum mașina se deplasează cu viteză, iar în intersecție șoferul pierde controlul volanului, iar vehiculul se răstoarnă de câteva ori, formând un nor dens de praf. Ulterior se oprește într-un gard. În urma impactului, automobilul a fost făcut zob. Șoferul s-a ales cu multiple traumatisme. Miliția din regiunea transnistreană urmează să stabilească dacă acesta era în stare de ebrietate și din ce cauză s-a produs accidentul. Ploile nu mai vin, iar agricultorii sunt tot mai disperați. Din cauza secetei, recolta de grâu, porumb și floarea soarelui va fi săracă în acest an, se plâng fermierii din nordul țării. Pentru a-și recupera investițiile, ei spun că vor fi nevoiți să-și vândă roada la un preț dublu sau chiar triplu. Alexandru Oală deține 1000 de hectare de teren în raionul Fălești, pe care în fiecare an plantează grâu. Bărbatul spune că, deși spicul este mășcat, roada în acest an va fi săracă. Situația e urâtă, iar că este alt spic care, într-adevăr, e gol, n-are nimic. Pentru că lipsă de umiditate, asta a dat rezultate. Agricultorul spune că seceta va compromite și porumbul. Deși mai este timp până la recoltă, bărbatul spune că și-a pierdut speranța că va avea o roadă bogată. Frunza de porumb nu trebuie să fie așa închisă. Asta e lipsă de umiditate. Ia ca el a trebuit să fie așa deschisă, dezvoltată. Și în afară de astea, dacă mulgem un astea, ia ca el are rădăcină, el vrea să lupte la viață, dar tot e uscat. Alexandru Oală spune că în alți ani, de pe un hectar de pământ, strângea câte 6 tone de grâu și câte 12 tone de porumb. În acest sezon însă, bărbatul spune că abia de va aduna 1,5 tone de grâu, în timp ce recolta de porumb ar putea fi și mai săracă. Din cauza creșterii prețurilor la carburant și la produsele chimice, fermierul spune că ar trebui să-și vândă roada la preț dublu sau chiar triplu pentru a-și recupera investițiile. La prelucrarea unui singur hectar, agricultorul afirmă că a cheltuit aproape 12.000 de lei. Vedeți și se vede aici. Și am ales niște grâni de astea care el încă scoc și a ții pe perioadă de 10 zile, după care încă 10 zile el este. Dar spunem așa, noi am rămas cu 25% din schimb. La începutul lunii iunie, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a prognozat o roadă de grâu mai mică cu 35% comparativ cu sezonul trecut. Potrivit ministrului, agricultorii din țara noastră ar urma să strângă peste 1 milion de tone de grâu, în timp ce anul trecut recolta a fost de 1,5 milioane de tone. Chiar și în aceste condiții, roada va fi destulă pentru consumul intern, dar și pentru export, afirmă autoritățile.
Un polițist din Drochia va fi judecat pentru trafic de influență după ce a cerut 35.000 de euro de la un locuitor din oraș. Mai exact, acesta a spus că are influența asupra unor persoane din cadrul judecătoriei Drochia pe care poate să le determine să adopte o decizie favorabilă, iar bărbatul să nu rămână fără permis de conducere. Dacă va fi găsit vinovat, polițistul își va petrece următorii 5 ani după gratii. Deputatul fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și membra Comitetului Executiv Central al PCRM, Elena Bodnarenko, a decedat în această dimineață la vârsta de 57 de ani. Despre asta a anunțat colegul său de fracțiune, Vladimir Odnostalcu, care a scris că deputatul suferea de o boală incurabilă. Elena Bodnarenko a fost deputat în Parlament pe listele Partidului Comuniștilor din 2005 până în 2010, apoi din 2014 până în 2019 și a deținut funcția de primar al orașului Soroca ca din 2011 până în 2015. Următorul care ar intra în legislativ după decesul Elenei Bodnarenko ar fi socialistul Adrian Albu. Nevoit să înceapă o viață nouă din cauza războiului, peste 600 de ucraineni s-au angajat la noi în țară la 4 luni de când a început războiul. Programator, asistent medical sau oameni care și-au adus în Moldova afacerile. Toți spun că se simt norocoși că au întâlnit în drumul lor, la început dictat de frică și neștire, moldoveni cu inimă mare care i-au susținut. Cu multă atenție, Aleona îngrijește acum de pacienții internați în secție de terapie intensivă cardiovasculară din cadrul Spitalului Republican Timovei Moșneagă. Eu очень люблю людей, я очень люблю им помогать, сочувствовать, сопереживать. Мне очень нравится. Pe 28 martie, Aleona și fiica ei de 7 ani au fugit din Dnepropetrovsk și au venit în Moldova. Femeia s-a angajat în calitate de asistentă medicală acum mai bine de o lună. Сразу я приехала и сразу начала искать работу. Это было первое, что я сделала. Я оформила ребенка в школу и пошла искать работу. Я была настроена, чтобы начать вот с чистого листа все, и, возможно, даже я не рассматриваю вариант назад вернуться по окончанию войны. Для меня это другой опыт, другая жизнь. Мне тут все очень нравится. Я себя очень комфортно чувствую, вот как будто дома. Iar într-o companie de IT l-am întâlnit pe Alex, originar din Harkov. Acesta s-a angajat în calitate de programator. Не могу сказать, что это трудная работа. Просто нужно уметь правильно распределять день. Нужно заниматься спортом обязательно, потому что без этого, да, будет трудно сидеть 8 часов у компьютера. Tânărul și-a reluat aici în Moldova rutina pe care o avea în țara sa și face zilnic sport. Spune că primele zile în Moldova au fost stresante pentru că rudele sale au rămas în Ucraina. La început a fost voluntar și a ajutat și alți refugiați. Конечно, очень хочется домой, да. Но вот опять же насчет страны. Очень похожие страны Молдова, Украина. Я хожу по улицам и там вижу частичку своего города, там что-то похожее. Iar acum urmează o invitație la o ceremonie de ceai organizată de Vasile Ciorni, care a venit din Odessa. Ритуал, который увлекает, это такого рода медитация, когда ты минимум 30-40 минут сидишь на месте и концентрируешься на себе, на своих вкусах, запахах, ощущениях. Василий s-a născut în Moldova, dar deja de 10 ani este stabilit la Odessa. Aici, la Chișinău, a început să facă ceea ce îi place. Participă la evenimente unde prepară ceai. Часто меня зовут на ночные мероприятия. Я наливаю, разумеется, беру плату за чай. Сейчас я особо много не зарабатываю на чаях, есть амбициозные планы, но сейчас это больше рекламный процесс. Василий spune că și-ar dori să revină la Odessa, unde l-așteaptă prietenii, dar deocamdată încearcă să-și facă și aici noi prieteni pe care îi cucerește cu ceaiurile sale. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, până acum 617 ucraineni care s-au refugiat în țara noastră s-au angajat în diferite domenii. Zeci de mii de georgieni pro-europeni au manifestat din nou ieri la Tbilisi, capitala Georgiei. Manifestanții au cerut în stradă demisia guvernului, acuzat că nu a reușit să obțină statutul de candidat la Uniunea Europeană. Partidul de guvernământ nu a comentat protestul.
Peste 35.000 de manifestanți s-au adunat în fața Parlamentului Georgian, blocând circulația pe străzile capitalei Tbilisi. Georgienii au fluturat drapelele europene și georgiene, precum și pancarte pe care scria "Noi suntem Europa". Toate formațiunile de opoziție și mai multe organizații pro-europene au ieșit la protest pentru a cere demisia partidului de guvernământ, Visul Georgian, acuzând de deteriorarea relațiilor cu Bruxelles. La 23 iunie, liderii europene au declarat că sunt gata să acorde statutul de candidat Georgiei, dar numai după punerea în practică a unei reforme importante. Această decizie a fost urmată de manifestații împotriva partidului de guvernământ. Georgia a solicitat aderarea la UE în același timp cu Ucraina și Republica Moldova la câteva zile după ce Rusia a atacat Ucraina la 24 februarie. La 23 iunie, liderii europene au acordat acest statut Kievului și Chișinăului, dar nu și Tbilisiului. Bruxelles a cerut reforme pentru a consolida justiția, libertatea presei, sistemul electoral și lupta împotriva oligarhilor. 3 oameni au murit și 8 au fost răniți în urma unui atac armat din Danemarca. Polițiștii au reținut un suspect de 22 de ani care, înainte de a trage, ar fi strigat că arma nu este adevărată. Potrivit poliției daneze, atacul a avut loc ieri într-un centru comercial din Copenhaga. Un tânăr înarmat cu o pușcă a intrat în clădire și a început să tragă la nimereală. Imaginile publicate pe rețelele de socializare îl arată pe individ plimbându-se pe holuri, iar la un moment dat se aud mai multe împușcături. Mulți dintre cei care se aflau în mall în momentul atacului urmau să meargă la un concert într-o sală din apropiere. Evenimentul a fost anulat din motive de securitate. O medalie de aur și una de argint au fost obținute de luptătorii moldoveni în ultima zi a campionatului european de tineret. 2 distincții au fost cucerite și de judocanii noștri la Cupa Europeană din Cluj. Iar la Chișinău s-a decis campioana națională la rugby pe plajă. Aflați cine este marea câștigătoare în câteva minute la știrile din sport. Un incendiu a izbucnit aseară la un zgârie nord din Moscova. Clădirea are circa 300 de metri înălțime, iar din primele informații se pare că incendiul a izbucnit pe acoperiș. Filmările postate pe Twitter arătau o degajare importantă de fum negru de la ultimul etaj al imobilului, care face parte din Capital Towers, un complex de 3 zgârie nori. Victime nu s-au înregistrat. Potrivit presei ruse, flăcările au cuprins schelele de la ultimul etaj, care s-au aprins în urma unor lucrări de sudare. Focul a fost stins înainte de sosirea pompierilor. Incendiile de vegetație au pus stăpânire pe Grecia. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, pădurile din insula Lefkada și din alte regiuni aflate în nord-vestul țării au fost cuprinse de flăcări uriașe. În timp ce Europa este lovită de un val de canicul, Australia este inundată. Orașul Sydney înregistrează ploi torențiale puternice, iar locuitorii sunt îndemnați să se evacueze din zonele afectate. Focul a izbucnit ieri după amiază pe insula Lefkada și s-a răspândit rapid în zonele greu accesibile pentru salvatori. 10 de pompieri, 4 avioane și un elicopter au fost trimise la fața locului, anunță autoritățile elene. Autoritățile din Grecia au emis alerte de pericol imens de incendii în mai multe regiuni din nord-vestul țării. Pe lângă temperaturile ridicate, situația este complicată și de vântul puternic. Populația este avertizată să nu aprindă focul în spații deschise și să se abțină de la activități care ar putea provoca incendii. Și dacă Europa se sufocă din cauza temperaturilor caniculare înregistrate în ultima perioadă, Australia este lovită de ploi puternice însoțite de inundații. A fost potop ieri în orașul Sydney după o ploaie torențială. În unele cartiere apa a ajuns până la 1,5 metri.
Potrivit presei australiene, în orașul Sydney a plouat de 4 ori mai mult decât media pentru toată luna iulie. Serviciul pentru situații de urgență le-a recomandat rezidenților din mai multe zone din Sydney să-și părăsească locuințele deoarece ploile vor continua. Comitetul Internațional Olimpic a triplat fondul de sprijin pentru sportivii ucraineni. Suma s-a ridicat la peste 7 milioane de dolari. Despre alocarea unui nou pachet de susținere a anunțat șeful forului de profil Thomas Bach. Acesta a efectuat o vizită la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky. Thank you for taking your time out for sport. Președintele Comitetului Internațional Olimpic s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky la Kiev. Cei doi au avut o discuție, iar apoi au susținut o conferință de presă. Thomas Bach a subliniat faptul că sportivii ucraineni sunt susținuți de Forul Olimpic. De la începutul invaziei rusești, Comitetul Internațional a creat un fond de sprijin, de care beneficiază în prezent 3.000 de membri ai Mișcării Olimpice Ucrainene. Вони не залишаються на самоті з бідою, що ми на їхньому боці, що ми пліч-о-пліч з ними виступаємо і серцем, і душею, і думками, і справами. De asemenea, președintele Ucrainei și șeful Comitetului Internațional Olimpic au afirmat că sportivii din Rusia ar trebui să fie lipsiți de dreptul de a participa la competițiile internaționale. Не можна допускати, щоб держава терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів, просування своєї пропаганди. De la izbucnirea războiului în Ucraina, aproape 100 de persoane implicate în sport au decedat. 89 sportivenii și trenerii загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені і знаходяться в російському полоні. În timpul întâlnirii de la Kiev, Thomas Bach și Volodymyr Zelensky au discutat și despre refacerea infrastructurii sportive din Ucraina. Luptătorul Ion Demian a devenit campion european printre tineret în ultima zi a concursului. Moldoveanul a învins un sportiv din Georgia. Ion Demian s-a impus în ultimul act al categoriei de până la 92 de kilograme în fața lui Andro Margishvili. La sfârșitul primei reprize, scorul era de 1-1. Sportivul nostru a evoluat superb în runda secundă, adjudecându-și 10 puncte. Rezultatul final a fost de 11-1. Tot ieri, Gheorghe Cara a ratat șansa de a deveni campion european în limitele categoriei de 74 de kilograme. Luptătorul din Moldova a cedat în finală fără drept de apel în fața lui Jabrail Gagiev din Azerbaidjan și s-a ales cu treapta secundă a podiumului. La europenele de tineret desfășurate în Italia, sportivii noștri au cucerit în total 8 medalii, dintre care 2 de aur. Pe lângă Ion Demian, campion a devenit și luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu. Judocanul Mihail Latășev a câștigat medalia de aur la Cupa Europeană din Cluj. Sportivul nostru a urcat pe primul loc fără să dispute lupta decisivă împotriva connaționalului său Nikon Zaborosciuc. Moldoveanul a abandonat duelul din cauza unei accidentări. Silver medalist representing Moldavia, Zaborosciuc Nikon. Representing Moldavia, Ladislav Mihai. Nikon Zaborosciuc nu s-a prezentat pe salteaua de luptă în finala categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Judocanul de 26 de ani s-a ales astfel doar cu medalia de argint, cedându-i aurul lui Mihail Latășev. Zaborosciuc s-a accidentat la genunchi în semifinale când a învins prin Nipon un concurent din Azerbaidjan. De partea cealaltă, Mihail Latășev a câștigat în penultimul act un sportiv din țările de jos. Atunci, judocanul nostru s-a impus la fel prin Nipon.
La Cupa Europeană din Cluj au participat 14 sportivi din Moldova. Următoarea competiție din calendarul internațional este Grand Slam-ul Ungariei. La turneul care va debuta pe 8 iulie s-au înscris 6 judocani din țara noastră. Formația Sporting ASEM și-a apărat trofeul de campioană a Moldovei la rugby pe plajă. Jucătorii antrenați de Sergiu Moțoc au triumfat pentru al doilea an consecutiv în competiția națională. ASEM! Încercăm să menținem tradiția, desigur trebuie mai mult. S-au făcut și greșeli, s-au făcut și lucruri frumoase. Dacă nu mă greșesc eu, a 8-lea sau a 10-lea titlu din toată cariera noastră a clubului, e ceva specific, ceva frumos și care ne reprezintă și ne va reprezenta sigur pe viitor. Clubul Sporting ASEM a înregistrat 3 victorii categorice în ultima etapă a campionatului național de rugby pe plajă. În meciul decisiv, jucătorii pregătiți de Sergiu Moțoc s-au confruntat cu gruparea Concept, pe care au învins-o cu 9-4 și s-au ales cu titlul de campioni. De partea cealaltă, rugbiștii legitimați la echipa Concept au cucerit medaliile de argint. Podiumul a fost completat de reprezentanții clubului CSC Tiraspol. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 213645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.